împărțirea pasiunii tangoului Katinka, de la Tango Tangent. Am început tango acum 2 ani, 2 ani și o lună. Iar pe noi m-a descoperit după un an și un pic. Am lucrat întâi împreună la cursuri și încet, încet am început să dansăm împreună, am devenit partener de dans. Am intrat într-un tango mas împreună. Nu, a fost un tango complet. De un an de zile. Când am făcut? În martie? În martie. În momentul în care ascult muzica și încep să mă mișc, am senzația că lucrurile funcționează cu partenerul, tot restul dispare. Asta e un mare avantaj pentru mine. Mie nu-mi cere nimeni la tango să fiu ceva. Cred că mai mult decât să fim noi pentru muzică, pentru că ce este frumos la tango argentinian este că suntem pentru muzica asta. Practic, ăsta este pentru noi, așa cum spunea Katinka, este un fel de refugiu. Aici ne retragem. Ne retragem să ieșim puțin din România pe care o vedem la televizor și cu care nu prea suntem de acord și, mă rog, nu putem să împărtășim foarte multe lucruri acolo. Iar aici se deschide o altă lume. Cuantito azul, dulce madre mía, tienes mi hoy tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo he visto en el mundo, es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, don señor, de esta tarde soy. Sin embargo, cuantito te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Atunci când spui tango, lumea se gândește la celălalt de plasă și doamna firingură. Nu e vorba despre pasiune, nu e vorba de picioare pe pereți, nu e vorba despre distrugere sentimentală. Vorbeai de dansat pe stradă. Pe nimeni de la tango argentinian nu o să vezi făcând mari figuri pe stradă. Asta nu înseamnă că nu poți să detectezi în modul în care merg o altă atitudine. Iar ceea ce face lucrurile și mai mișto la păcă de ce s-a în tango argentinian este că e vorba despre improvizație 100% și că se bazează practic pe lucrurile pe care le facem zi de zi. Dacă știi să mergi pe stradă și poți decât să ții un ritm, adică ai fost la discotecă sau ai dansat un blues și cât de cât ai avut senzația că ești pe muzică, în ghilimele, e de ajuns. Mai este o chestie foarte, foarte, foarte mișto. În timpul dansului, cu partenera în brațe, începi să descoperi. Te descoperi pe tine și descoperi partenera. Ceva ce n-ai descoperit până atunci, din vorbe, din cuvinte. Dansând, nu poate să mintă. Noi, ca băieți, bărbați, în devenire, am uitat să stăm drepți, să privim înainte și să oferim protecție partenerei noastre. Dacă te porți ca în tango și ești atent cu partea ta și ești atent, punct. Mă, ești atent nu numai cu partenerul, ești atent cu tot ceea ce este în jurul tău. Ah. Și în momentul în care e ok, să zicem, termenul de follower, tu ca și lider, inițiator, să spunem, de mișcare, în momentul în care simt că sunt protejată sau că cineva îmi oferă, vine și îmbrățișarea. Mă face pe mine nu să fiu slabă sau să zic ok, gata, tu ești liderul, eu te... Da. Deci, din potriva, nu-i senzația asta. Senzația este că devin mult mai puternic. Tu cuerpo y tu balcón.